Vulbura a invadat grădina. Trebuie să o scot neapărat din parcela unde am plantat vița de vie. Pentru că nu se mai cunoaște vița de vie din cauza invaziei masive pe care vulbura a dezvoltat-o. Așa că trecem la treabă. Am stins întreaga cantitate de vulbură care creștea între vițele noastre. Această viță de vie a fost plantată în luna ianuarie, anul acesta, 2023. S-a dezvoltat satisfăcător, având în vedere că nu beneficiază, după cum se vede, de sistem de irigare. Acum că locul a fost eliberat, trebuie și săpat. Am terminat și de săpat, iar acum urmează să facem o altă lucrare esențială pentru vița de anul 1, scurtarea lăstarilor. După cum observăm, unele dintre vițe au avut o creștere și de 1 metru, 1,50 m. Pentru ca via să se matureze, este nevoie să o scurtăm la 6-7 ochiuri. Oricum, în primăvară o vom tăia din nou și vom lăsa doar 2 ochiuri pentru lăstările. Și în acest caz, așa cum se vede, o voi tăia aleator și voi lăsa doar atât. Are suficiente ochiuri, dar în perioada care a mai rămas de vegetație, până la venirea iernii, această porțiune se va întări, se va lignifia. Astfel că vița noastră va intra mult mai puternică în iarnă și va rezista cu brio gerurilor care vor veni. Aceeași procedură o vom aplica la toate vițele. Aici avem una cu o dezvoltare explozivă. S-a dezvoltat până la 1,5 m. O vom tăia și pe ea
și vom lăsa doar atât, doar 50 de centimetri. Sunt suficienți. Și în cazul următor vom proceda la fel, 50 de centimetri. Aici avem una mai scurtă. O vom tăia și pe ea la 30 de centimetri, pentru ca rezerva biologică să fie concentrată pentru îngroșarea și maturarea tulpinii. Și aici la fel. Și așa vom proceda cu toate. Așa arată toate vițele noastre după ce au fost scurtate. Lucrările pe care astăzi le-am făcut la vița de vie sunt lucrări importante, pentru că primii 3 ani din viața unei plante sunt cei mai importanți. Este important să asigurăm noilor plante atât necesarul de nutrienți, cât și necesarul de apă, dar și crearea unui mediu sănătos, a unui sol sănătos, bogat în substanțe hrănitoare și liber de burieni. De ce este important? Este important pentru că plantele sunt tinere, nu au sistemul radicular bine dezvoltat și sunt vulnerabile. Sunt vulnerabile atât la excesul de căldură, cât și la excesul de umiditate. Așa că trebuie stabilit un echilibru cât mai bun între aceste elemente. În primii 3 ani nu vorbim de struguri, nu vorbim de recoltă. Vorbim de formarea butucului și de formarea trunchiului, formarea tulpinii, care în anii următori, în anul 3, vor produce corzile producătoare de struguri. Până atunci trebuie să avem grijă de ei, să-i tratăm și să le asigurăm toate condițiile necesare unei bune dezvoltări. Astăzi începem campania de lucrări pentru toamnă. Suntem în data de 17 august. Vegetația încetinește. Vița de vie nu va mai produce noi lăstari, pentru că este târziu. Iar toată seva pe care ea o extrage din pământ, o dirijează pentru maturarea corzii pe care noi am lăsat-o. Această coardă, în primăvară, va fi din nou tăiată și vom lăsa doar 2 ochi pentru a produce corzile pentru anul următor. Rezerva pe care noi am lăsat-o de 50-60 de centimetri este necesară pentru că iarna, dacă sunt geruri puternice, o parte din acești ochi de la vârf vor îngheța. Dar lăsând 7, 8, 10 ochi, avem rezervă suficientă pentru a păstra în primăvară o rezervă, pentru ca în primăvară să putem tăia și să lăsăm doar 2 ochi sănătoși. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!